Salutare și bine ați găsit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta în cel mai scurt timp posibil cum să exportați G-Code sau codurile G din Fusion 360. Pentru a fi mai ușor, mai întâi vom desena un model simplu și rapid. Deci mergem aici la Create Sketch, creăm un sketch nou, selectăm acest plan și începem cu un dreptunghi. Deci Two Point Rectangle, setăm aici Center Rectangle, să începem exact din centru, Mergem din acest punct. Prima dimensiune va fi de 200 tab 100 de unități, în cazul nostru milimetri și dăm Enter. Tot din același punct vom desena alt dreptunghi, exact two point rectangle, selectăm center rectangle și de această dată vom avea, să spunem, 150 tab 75 de unități. Apăsăm pe planul de top, rotim desenul pentru a fi mai clar și vom adăuga aici niște arcuri de cerc. Pentru aceasta vom folosi comanda filet, vom crea automat raze de 20, comanda rămâne activă și copiem și pentru celelalte părți. Acum, în interior, vom mai adăuga un cerc. Vom scrie cu diametru de 50, dăm Enter și apăsăm pe Finish Sketch. Sketch-ul nostru este gata. Apăsăm din nou butonul de Home, dăm pe Extrude Selectăm această suprafață, tragem puțin săgetuța în sus și scriem 20 de unități și dăm Enter. Pentru ca restul desenului să fie aici vizibil în continuare, vom merge pe Sketches, pe sketchuri și le vom face vizibile. În acest caz, Sketch 1. Apelăm din nou la butonul Extrude, selectăm această suprafață și scriem aici 10 unități. Din nou apăsăm pe butonul Extrude și mergem pe acest cerc și scriem 20 de unități. Facem sketch-ul să fie invizibil acum și desenul nostru este pregătit. Dacă sunteți în regulă cu acest desen și vreți să-l introduceți în mașineria dumneavoastră CNC sau într-o imprimantă 3D, trebuie să schimbați din tabul de design să schimbați în tabul de manufacture. Și acum va apărea un meniu cu totul nou. Dar haideți să facem un setup nou. Deci mergem aici la setup. Nu putem selecta încă mașineria, pentru că eu nu am aici o mașinerie, însă o putem selecta pe care o avem, după cum vedeți. Vom selecta aici operația milling, adică frezare, orientarea vom selecta aici select XY axis, deci selectăm axele X și Y și de exemplu să zicem că le dorim pe acestea. Aceasta va fi axa X. Dacă nu ne convine, putem să o întoarcem, flip X axis, după cum vedeți, axa Y acum aceasta sau putem da flip și axa Z automat o va lua în sus. Originea o vom schimba și vom da pe Model Box Point. Deci cutia va genera anumite puncte și noi vom selecta unul din aceste puncte, după cum vedeți. În plus, după cum vedeți, cutia este puțin în exterior față de ce avem noi aici. Se vede. Apăsăm din nou pe butonul de Home și vom da pe OK. Acum să creăm calea sau, în alte cuvinte, Toolpath. Pentru aceasta mergem la tabul de 2D și dăm aici pe 2D Pocket, deci pe buzunar 2D. Tool, unealta, o vom selecta și în funcție de ce avem sau ce ne dorim, avem aici mai multe variante. Precum spune și numele, ball and mill, ball and mill, flat and mill, aceasta are o formă de minge, aceasta are o formă plată, deci în funcție de ce ustensilă avem sau unealtă avem, vom selecta ce trebuie. Noi vom face astăzi un exemplu fictiv, așa că voi alege flat and mill, deci cu muche dreaptă. Mergem aici pe Fusion 360 Library, deci pe toată biblioteca pe care o are acest program și vom selecta sistemul metric. În cazul nostru, vom alege diametrul de 5 mm. Dăm click pe acesta și ne vor apărea mai multe opțiuni. De exemplu, materialul din care este format, din aluminiu, din cupru, din oțel, oțel inoxidabil, din plastic și așa mai departe. Alte caracteristici mai pot fi viteza, viteza de rotație, rotații pe minut, după cum se vede, puterea de tăiere și așa mai departe. Noi vom presupune că este din aluminiu, așa că vom da dublu click aici sau putem da pe select. Și automat a apărut ustensila noastră care va decupa această porțiune. După cum vedem, aici avem mai multe numere. Aceste numere depind de mai multe lucruri, de mașinărie, de gaura pe care o avem de făcut, deci practic depind de o mulțime de lucruri și aici avem coolant, adică lichidul de răcire sau răcitor. În cazul nostru vom da pe disable, pe dezactivat. În continuare, pe tabul geometry avem de selectat exact suprafața care va fi gravată. Deci dăm click pe aceasta. Acestea le lăsăm dezactivate. După cum vedem, dacă ținem apăsat, avem informații despre fiecare în parte. Mai departe, mergem la tabul de heights, înălțimi. După cum vedem, aici avem trei înălțimi. Avem top, avem clearance și avem feed. De obicei, lăsăm aceste înălțimi nemodificate și avem tabul de Passes. Vom schimba aici, în frezare convențională, în partea dreaptă, pentru că este în partea dreaptă de obicei. Vom dezactiva opțiunea Stock to Live și vom bifa această opțiune Multiple Depths. Aici vom modifica și vom scrie, ștergem tot, și vom scrie 0,5 mm tab, mergem mai departe. Acum, în ultimul tab, în linking, vom vedea cum această ustensilă va opera între diferite coduri G. Și, de exemplu, cel mai eficient mod de a vedea este să mergem chiar aici la ramp și când vom ține cursorul pe această opțiune, ne vor apărea mai multe metode cum putem da găuri sau cum putem freza acest obiect. Și avem mai multe variante. Să meargă în cerc, să meargă în zigzag, să meargă smooth și așa mai departe. Noi îl vom lăsa pe helix, deci în această formă de cerc și apoi dăm OK. Programul automat ne-a calculat cea mai scurtă și rapidă cale pentru a freza sau pentru a găuri obiectul nostru. Pentru a vedea și mai clar acest lucru, vom calcula această cale. Mergem aici, dăm click dreapta și vom apăsa pe Simulate. Acum ne-a apărut un buton de play, însă putem să ținem apăsat stock aici și să fie mai clar. Micșorăm de aici viteza, ori o putem crește și dăm pe play. o putem micșora și după cum se vede, totul sau operațiunea este foarte clară. Mai mărim viteza și aici este bara. Cât de repede merge și care este întregul proces. Dacă vom mai și mai mult, vom fi gata mai repede. Iar simularea noastră este acum completă. Dacă suntem de acord cu această metodă de a săpa în această piesă, apăsăm pe Close și suntem pregătiți pentru exportul codului G. Mergem aici, dăm click dreapta din nou și vom da pe Post Process. Și aici ne va apărea altă fereastră. Program Number, vom scrie aici numărul sau vom scrie numele. În cazul nostru putem scrie buzunar, 5 mm, pentru că am folosit o ustensilă de 5 mm și vom scrie apoi unealtă. Cara este în mm și dăm OK iar acum o putem salva unde ne dorim sau unde avem nevoie. Apăsăm pe Save și desenul nostru va fi gata. În acest fel, v-am arătat cum puteți exporta din programul Fusion 360 codul G sau G-Code și cum puteți să folosiți ustensilele acestui program. Sper că acest video v-a ajutat. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați în comentariile de mai jos. Ca de obicei, nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.